Mă numesc Maria Kovacs și sunt aici din partea Fundației Noi Orizonturi. Prezentarea mea se numește Școala Comunitară ca o călătorie și mi-am dat seama că e mai bine să fiu pe scenă pentru că n-ar strica să văd slide-urile. Așa. Școala Comunitară ca o călătorie și sper că până la încheierea acestei prezentări să doriți să veniți cu noi în această călătorie. Următorul slide. Anul trecut, când aveam 27 de ani de experiență combinată ca profesor, formator de cadre didactice și așa mai departe, am învățat acest lucru. Deci mi-au trebuit 27 de ani de lucru în sistemul de învățământ ca să aflu că școala este locul în care învățăm ce ne face fericiți în viață. Am fost ajutată, poate nu întâmplător, să învăț acest lucru, tocmai de o profesoară din Finlanda, pe care am văzut-o într-un film documentar și sunt convinsă că fiecare ați avut experiența plăcerii învățării, când în sfârșit ai înțeles ceva, ți s-a clarificat ceva foarte bine în minte. Ei, acesta a fost momentul, mă rog, aceasta a fost propoziția care m-a ajutat pe mine să văd care este esența școlii. Și mi-am și imaginat școala de la portar până la secretară, de la bibliotecară până la profesoara de matematică, toată lumea e acolo ca să-i ajute pe copii să învețe acest lucru, ce anume îi face fericiți în viață. Bun, între timp mi-am amintit și de un alt episod, asta e de mai mult de vreme, într-o după masă de septembrie, s-a nimerit să fiu în spatele unui bărbat cu un copil mic de grădiniță, care îi spunea copilului, copile, a intrat în sistem. Și o spunea așa pe un ton de om care se dă bătut, așa ca și cum ar fi anunțat un rit de trecere. Și nu știu dacă copilul a înțeles în ce a intrat, dar în mod cert putea să înțeleagă că nu fi de bine, pentru că tonul tatălui suna cam trist. Sunt convinsă însă că atunci când tatăl s-a gândit la sistem, nu s-a gândit la sistemul care arată așa, sau așa, sau așa, sau chiar și așa, sau, de ce nu, așa. Oprește. Așa. Pentru că aceasta este o imagine dintr-o cancelarie în care se întâmplă învățare împreună. Se întâmplă învățare între profesori, directori, persoane din organizații civice și cred că pentru ca un copil să poată învăța ce îl face fericit, trebuie să aibă parte de profesori, cadre didactice, care la rândul lor au bucuria învățării. Și această bucurie a învățării, dacă doriți, vrem să o împărtășim, să nu o ținem doar în cancelarie sau doar în școală, vrem să avem această bucurie a învățării în întreaga comunitate. Deci în școlile comunitare noi ne dorim ca spațiul școlii să devină un loc în care oamenii învață cu plăcere, este un spațiu deschis, este un loc în care nu învățăm doar din cărți și nu învățăm nici de cum singuri și izolați, și un loc în care ancorăm învățarea în realitatea locală. Arătăm relevanța acestei învățări. Bineînțeles, școala comunitară este și o sumă de parteneriate și aceste parteneriate nu sunt de acelea pe hârtie pe care să le arătăm la RACIP. Și nu sunt, îmi pare rău, dar știu că sunt foarte multe parteneriate dorite pentru a dovedi că avem parteneri, dar parteneriatele reale sunt de acelea în care ambii câștigă. Și noi ne dorim astfel de parteneriate în care e foarte clar ambele părți ce câștigă. Și câștigătorul principal trebuie să fie până la urmă, da, în primul rând copilul, familia sa, dar întreaga comunitate. Deci această sumă de parteneriate o mai explicăm și prin felul că școala comunitară își asumă coordonarea serviciilor de tot soiul. Serviciile disponibile în comunitate care vin în sprijinul învățării. Pentru că știm bine, poți să înveți atunci când ești sănătos,
când știi că ai ce mânca, mă rog, toate acele lucruri de care avem nevoie la bază în viață sunt asigurate și sunt convinsă că mulți dintre noastre cunoașteți copii de aceia care nu au toate acele lucruri asigurate și unde nu putem face față singuri noi școala ca să se mă rog, ca să existe toate acele lucruri, deci avem nevoie de parteneriate reale. Nu în ultimul rând, școala comunitară, zicem noi că este o călătorie. Și de ce? Pentru că pe hârtie, conform cerințelor din diverse hotărâri, ordine, lege și așa mai departe, standarde de valoare externă, toate școlile din România ar trebui să fie școli comunitare. Dacă vă uitați la indicatorii din standardele de evaluare externă, toate atributele unei școli pe care imediat am să vi le arăt, ar trebui să existe. Dar noi vedem această călătorie către o școală comunitară ca un proces foarte valoros. Deci faptul că ești o școală comunitară, de fapt înseamnă că ești într-o permanentă călătorie de îmbunătățire, de dezvoltare, de autoactualizare, dacă doriți, ca școală. Și în această călătorie, pe măsură ce te apropii de orizontul pe care l-ai putut vedea la un moment dat, remarci din ce în ce mai multe detalii acelui orizont, nu ești singur în această vizionare a orizontului, ci pe măsură ce te apropii de linia aceea de orizont, vezi și mai departe, deci ea se mută. Și astfel vedem noi această dezvoltare continuă, reinterpretare a destinațiilor, agreerea destinațiilor cu toți cei cu care călătorim. Acesta este compasul pe care îl folosim în școli comunitare, nu este produsul nostru. Noi l-am preluat de la un organism care se numește International Center of Excellence for Community Schools, și care are organizații membre în mai multe țări, mai ales în Europa Central-Estică, în Asia Centrală, dar și în Africa și are legături bune și cu rețeaua de școli comunitare din America de Nord. Acest compas, practic, am să vă las să îl vedeți explicat într-un filmuleț pe care ne bucură foarte mult să spunem că vi-l prezentăm dumneavoastră pentru prima dată. Deci dumneavoastră sunteți primul public care vede acest filmuleț. Este acolo un link și mă bucură de asemenea să văd că sunt persoane în sală care vor apărea în acest filmuleț și poate le veți recunoaște în pauză. În ziua de azi, școala nu mai poate răzbi de una singură. Este nerealist să credem că, în ritmul amețitor al schimbărilor ce apar în societate, școala poate să pregătească singură tânăra generație pentru o lume despre care nu știm cum va arăta. Știm doar că acum se publică zilnic peste 6.000 de noi articole științifice, toate cu potențialul de a ne schimba viața. Pentru o cât mai bună pregătire, pentru un trai armonios și cu sens, Fundația Noi Orizonturi susține și promovează o școală cât mai organic conectată la comunitatea pe care o deservește. Am început în 2016, cu 30 de școli pe care le-am pregătit să formeze prima rețea de școli comunitare din România și vrem să continuăm, împuternicindu-le pe acestea să atragă și alte școli în rețea. Împreună cu părinții, cu instituțiile publice, cu organizațiile civice, școala poate să identifice soluțiile cele mai viabile pentru fiecare situație provocatoare, pentru o învățare cât mai bună a fiecărui copil, astfel încât fiecare să-și realizeze potențialul. Dacă vrei să ai acea relație care facilitează învățarea, trebuie să ai relația cu părinții, cu elevii și cu alți membri importanți ai societății care pot interveni în acest proces de învățare. Relația cu comunitatea este, de fapt, izvorul de a crea și de a povesti altfel despre învățare în conformitate cu nevoile specifice ale fiecărui elev pe care le avem în școala noastră. Școala comunitară are parteneriate autentice, apreciate de toate părțile implicate.
Cred că un plan pe termen lung, care e gândit împreună cu parteneri, care sunt acolo pentru că doresc să te sprijine, este mai valoros și are șanse mai multe de reușită decât un altul în care lucrurile sunt gândite eventual numai în cancelarie. Ce învață elevii ca urmare a conectării școlii la comunitate? Câștigul cel mai evident e în zona atitudinilor și valorilor, acolo unde școala tradițională eșuează cel mai frecvent. Atitudinea lor față de școală, față de învățătură, odată cu implicarea părinților și intrarea, existența părinților în școală, s-a schimbat în bine. S-au redus actele de agresiune între elevi. Înțeleg că sunt înțeleși, ascultați, că au în noi un partener și nu oamenii care le vânează greșelile, îi încurajăm, le aducem noi oportunități, îi învățăm să asculte, îi învățăm să-și pună întrebări, îi învățăm să găsească soluții și acest lucru este evident în comportamentul lor și în felul în care ei văd lumea. Pentru elevii care lucrează la radio, acest proiect i-a ajutat să se cunoască, să se adune. Au constatat că au o preocupare comună, au învățat să ia inițiative, au învățat să se exprime, să aibă curaj, de la niște tineri care abia stăteau de vorbă unul cu altul, de obicei butonau telefoanele și stăteau pe Facebook, au ajuns să fie tinerii care se duc să ia interviuri primarului, domnului director al Casei de Cultură. Practicile specifice școlii comunitare vizează învățarea relevantă, creșterea relevanței învățării și succesul în învățare pentru toți. Prin ancorarea învățării în realitatea comunității, elevii percep mai clar utilitatea, aplicabilitatea practică a noțiunilor, a teoriilor pe care le învață la școală și cum pot fi acestea puse în serviciul comunității. De asemenea, în procesul acesta al învățării, elevii intră în legătură, interacționează cu membrii comunității și astfel își dau seama mai bine de interesele lor, de năzuințele lor și, mă rog, în ultimă instanță, școala comunitară este o școală care îi ajută pe elevi să exploreze, să își dea seama ce anume îi face fericiți în viață. Școala comunitară conferă sens și dă relevanță locală învățării, deschizând noi orizonturi. Mulțumesc mult! În numele nu doar al Fundației Noi Orizonturi, ci și al rețelei de școli comunitare din România. Această rețea, în acest moment, are 30 de noduri în 19 județe. După cum ați auzit, am început această călătorie în toamna anului 2016 și am parcurs o bună bucată, drept pentru care avem niște experiență, suntem în căutare de mult mai multe experiențe și dorim să învățăm alături de cât mai mulți. În cărticica aceea școli comunitare în România, practici promițătoare, puteți citi despre experiențele unora dintre cele 30 de școli, experiențe care sunt structurate pe fiecare bulină din compasul pe care vi l-am arătat, acest compas. Da? Întrebarea, cred că, la care căutăm răspuns și dorim să căutați răspuns alături de noi este cum am putea să facem o rețea de școli comunitare cât mai valoroasă pentru sistemul nostru de învățământ. Dar înainte de asta, poate e bine să vedem ce ne spun forurile internaționale. Domnul Andreas Schleicher de la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică e mare fan al educației și iată ce ne spune, bănuiesc că ultima publicație, ultima carte pe care a scris-o. Am subliniat cu roșu că nici cel mai bun ministru al educației nu poate face față nevoilor atâtor elevi, atâtor școli, atâtor profesori. Și de aceea provocarea practic constă în valorificarea expertizei
fiecărei persoane de aici, a liderilor școlilor, a partenerilor potențiale ai școlilor și atragerea acestora în elaborarea politicilor. Am experiența lucrului atât cu Ministerul nostru al Educației, dar și cu alte ministere ale educației din lume, cât și cu inspectorate sau autorități regionale pentru educație, cu școli, cu profesori. Și ce observ este că comunicarea e destul de anevoioasă în acele cazuri unde sistemul se confruntă cu cele mai multe probleme. Deci cred că în această comunicare pe verticală, dar comunicare constructivă, rezidă una dintre soluții. Deci una dintre soluții este aceea că spunem, comunicăm și ascultăm, da? Nu știu cum să explic astfel încât să fie sensul cel mai complet, cel mai frumos al termenului comunicăm, cu restul nivelurilor, dar înainte de asta poate comunicăm și mai bine pe orizontală. Adică vedem care sunt acele probleme cu care se confruntă cei ca și noi și căutăm să împrumutăm soluții. Vedem dacă aceste soluții funcționează și în alte părți. Anca, dacă ești drăguță să dai slide. Testăm aceste soluții și dacă constatăm că anumite probleme nu se pot rezolva în ceea ce privește puterea noastră imediată de acțiune, atunci este datoria noastră să semnalăm acest lucru. Și asta visăm noi pentru rețeaua de școli comunitare. Deci dorim să creștem, să avem alături de noi cât mai multe școli împreună cu care să testăm soluții, mă rog, să căutăm și să testăm soluții și mai mult, acolo unde găsim disfuncționalități sau neajunsuri, așa cum s-a pomenit și mai devreme, ba legat de evaluare, ba legat de cataloage, ba, de exemplu, într-un context am aflat că, de fapt, Consiliul de Administrație al școlii, cu toate că este prescrisă componența sa și există un algoritm clar, nu se poate respecta în esență, adică prin participarea activă a membrilor Consiliului de Administrație al școlii la ședințele Consiliului de Administrație, pentru că este imposibil fizic vorbind, limitările ținând de spațiu și mai ales timp. Deci acestea sunt lucrurile pe care ni le dorim pe termen lung. Dorim să devenim un grup care interacționează, dialoguează constructiv cu macrosistemul, un grup care să înțeleagă că legile sunt făcute de oameni, ele trebuie amendate de oameni și acești oameni suntem noi. Pentru că expertiza noastră este cea mai valoroasă. Lucrurile care se fac din birou de obicei au șanse, mă rog, trebuie testate în realitate. Nu pot fi gândite foarte bine doar din birou. În un prim pas al... O prima activitate a rețelei noastre, care e activitate de rețea, a fost explorarea sintagmei învățare relevantă. Am stat de vorbă cu elevi, cu profesori, am organizat ateliere regionale și, practic, întrebarea esențială a fost aceasta. Ce este pentru voi învățare relevantă? Ce înseamnă pentru voi că învățarea este relevantă? Acesta fiind unul dintre bulinele din compasul școlilor comunitare. Și structurând răspunsurile profesorilor, elevilor și al altora, am ajuns la această structură, am ajuns la această formulă, unde e clar din ce ne spun elevii că participarea activă este o trăsătură definitorie a unei situații de învățare care este relevantă. Nu orice fel de participare activă, deci nu ne implicăm doar mișcându-ne, știu eu, sau altfel manifestându-ne activismul, ci e nevoie de implicare cognitivă profundă. Adică trebuie să se întâlnească mințile, dacă doriți, în dialog despre tema învățării, astfel încât învățarea să se întâmple. Bineînțeles că tot ce ține obiectivele de învățare proprii, pe care să le putem armoniza cu contextul de învățare oferit, precum și valorificarea experiențelor, dar valorificarea reală, deci nu superficială, tu ai văzut sau tu știu eu ce, ci sondarea experiențelor anterioare unei
teme noi de învățare este cheie și tot ce ține de interacțiunile constructive în timpul procesului acestuia de învățare. Un alt lucru pe care ni l-au spus mai degrabă profesorii, aici sunt niște lucruri pe care ni le-au spus ba mai degrabă elevii, ba mai degrabă profesorii, un alt lucru esențial sunt aceste legături strânse, legături între elevi, între programele școlare și între și comunitate. Acea programă școlară trebuie să își vadă manifestarea concretă în comunitate. Și acum, eu cred că programele noastre școlare sunt foarte ambițioase, dar nu la nivel de conținuturi. Nu mă refer la încărcătură în conținuturi, mă refer la ambițiozitate legată de acele competențe pe care le urmărim. Și depunem efort să legăm acele competențe, mai ales de ceea ce știm noi că se întâmplă acolo la capăt de drum la evaluare. Bun. N-aș vrea să continui foarte mult, atâta tot că evaluarea trebuie să aibă această natură formativă și prin formativă nu înțelegem pur și simplu că e o evaluare ritmică, ci înțelegem faptul că ceea ce află elevul și profesorul în urma evaluării, constatării stării de fapt, este folosit ca informație pentru a decide cum anume se poate continua mai eficient. Ați fi surprins să vedeți că de mulți copii ne-au spus că doresc să iasă la tablă. Atunci învață cel mai bine, ne spuneau legat de matematică, mai ales când ies la tablă. Și ne-am gândit noi cu ce știm noi din pedagogie. Păi bineînțeles, pentru că la tablă primesc feedback imediat și foarte strict pe ceea ce au avut de rezolvat sau de demonstrat că au învățat. Ei, în ultimul cadran de aici, sau, dar în orice caz nu în ultima instanță, pentru că învățarea să fie relevantă sau să fie percepută ca relevantă, este nevoie de un climat prietenos, de sprijin, de colaborare. Și aici nu vorbim doar de sprijin și colaborare în sala de clasă, ci vorbim de sprijin și colaborare și în cancelarie, și la nivelul școlii, și la nivelul comisiilor metodice, pedagogice, cercuri pedagogice și mai știu cum s-or fi numind toate acele foruri care există și pe care cred că e bine să le exploatăm cât mai bine pentru a crește relevanța percepută a învățării. Dacă tot am pornit cu ideea de călătorie, vă invităm să veniți cu noi în această călătorie și acolo găsiți biletele. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și așteptăm să veniți alături de noi.